folos nostru zasgă, am o licență. Da, mergi. Noi am dat drumul, continuăm exercițiul. Merge o continuare, domnul profesor? Poftim. Registrarea merge? Da, merge. Eu am o problemă. Copiii ăștia, deci dacă uitați pe caietele lor, da. Asta e evraiști. Deci nu scriu ordonanță. Uitați-vă, deci cum să înțeleagă? Deci nici măcar nu știu, o să pună linia de fracție. Aici, să insistăm încă o dată la partea asta de redactare, dar îmi pare foarte rău. Asta înseamnă că e așa și fac tema, să o fac într-o bătaie de joc. Nu știu ce înseamnă mix, ordinea. Mix, atât stau. Și totuși când îi punem să vorbească, știu. Văd că urmăresc, dar nu știu să scrie pe căițel. E lucru foarte grav. Și vorbesc. Adică. Nu te se registrează. Probabil cât de curând am să pun camera în spate. Sau acum se registrează. Vorbim ca o pe direct, nu ne păcălim. Deci, o să pun camera în spate și atunci se va vedea și ce se întâmplă cu voi. Și dacă vă place să întoarceți capul și să vă aveți alte preocupări, dacă aici faceți așa, apoi la clasă ce se întâmplă? La clasă asta fac. Este grav. Este grav. Și faptul cu și cum spui dumneavoastră. Sigur, sigur. O să insist acum să clarificăm. Vlad scrie bine, Miruna am intrat în ea, Șadi scrie bine, dar să nu mai vorbiți. Dovadă că voi sunteți distrați și nu vă interesează să urmăriți, dar acum am să vă pun în situația delicată, că atunci când spune, vorbește tu, vorbește asta tu, vreau, vedeți ce se întâmplă și dacă tu ești neatent, acolo nu poți să continui ieșițiul. Da? Adică dacă ești conectat, atunci și te faci toată bafta. Exact. Se înregistrează și tu nu știi să continui. Da? Hai să vedem. Vedeți, am și început. Când stau cu spatele și spun Vlad, Alexandru, Piruna, nu să știi la cine mă pot opri. Mergem mai departe. Am mai fost punctul C, îl faceți voi. Da. Că acum ați văzut, am și B-ul. Da. C-ul îl faceți voi. 14. Care se spune așa. Alcătuiți 4 rapoarte ce au valoare egală cu. Deci să găsim, facem noi 4 rapoarte ce au valoare egală cu ambii. 1,25. Deci să facem 4 rapoarte care să aibă valoarea 1,25. Cum ar fi x pe y este egal cu 125 pe 100. Exact. Deci ăsta 1,25 să scrie în Miruna 125. Iată cum scriu eu. Deci pune egalul, iar linia de fracții este exact la mijlocul egalului. Nici o clipă, egalul sus, exact. Cu linia de fracție pe jos sau mai sus, nu. Atenție cum scriu. Voi lua căiețelele și le punem la camere, să vi le arătăm. Super. Da? Deci, ca să ne înțelegem. Suntem foarte atenți la tot ce facem. Și mai ales în direct, ce se va întâmpla? Părinții care urmăresc de acasă vor urmări și vor vedea cum faceți voi, cum scrieți. Da? Deci 125 pe cât am zis pe 100 milionari. Face egal mai departe cu... Și simplificăm 125 cu 100 prin 25, o să avem 5 pe 4. Atunci x este egal cu 5 și y este egal cu 4. Deci, un raport care să fie 5 pe 4 va fi acesta. X egal cu 5 și y egal cu 4. Și noi ne-am gândit la raportul X pe Y, da? Da. X pe Y. O altă pereche. X egal cu 125 și Y egal deci, cu 100. 5 pe 4, azi, da? Da. 5 pe 4. Altul. X egal cu 125, adică fără să simplificăm. Deci se gândește la fracția de înainte. 125 da. Pe 100. Da. Face, cât face? Tot 5 pe 4. Da. O altă fracție. Ea s-a dus acolo, dar eu mai vreau să văd și alte fracții de voi. 5 pe 4.
a zis autorul să facem câte? 4. Noi facem 8. Păi putem să amplificăm 5 pe 4, că tot atât dă. Asta e. Cu cât se amplifică pe 5 pe 4? Putem să amplificăm și cu 2, și cu 5, cu 6, cu 6. Și obținem fracție, cum zic, echivalentă. Da, adică da? Să fie aceeași. Deci 5 pe 4, 10 pe 8, s-a amplificat cu 2. Cu 2. Apoi cu 3, 15 pe 12. 15 pe 12, pe 12 că am amplificat-o cu 3. Alta, Alexandru. 20 pe 20 14. Pe cât? 16. 16, că asta ai vrut să spui, că 4, 4, bă, la plică. Mihai. 25 pe 20. 25 pe 20. Și le-am să scriu 5 supra 3, totul supra 4 pe 3, dacă este bine. Deci 5 supra 3, supra 4 pe 3. E bine, copii? Dă 5 pe 4? Da. Nu, normal. Deci, ce facem dacă mulțim pe prima cu a doua inversată, 3 cu 3 simplifică? Practic am băgat un numitor și sus și jos, ca să apară mai deci putem modificat. Spune și 5 pe 10, pe 4 pe 10. Sigur, pe orice același lucru, da? Da. Deci 5 supra, hai să dă cineva, 5 pe 2, supra 4 pe 2. Și sigur că 4 pe 2 face 2 și atunci aș putea să scriu 5 pe 2, 5 pe 2, totul supra 2. Deci nu se simplifică așa. Nu. Dacă 2 cu 2 aici? Da. Dar am făcut calculul 4 pe 2 și am cele două numere. Mihai, cele două numere. Te surprinde că uneori neatent. Și atenție mult, da? 5 pe 2 și 2. Dacă mulțim pe prima cu a doua inversată, poate face 5 pe 4. Da, adică să facem ori 2, cum ar fi. Nu ori 2. Adică nu, 2 de jos. Deci ar fi pe 1, dar și 2. Da? Și vine 5 pe 2 ori 1 pe 2. Da. Și face 5 supra 4. Este aceeași fracție. Da? Dar, Alex, ce am făcut aici? Practic am făcut următorul lucru. Am pus 2 și lui 5 și lui 4, iar aici am făcut calculul. 4 împărțit la 2 face 2. Și atunci fracția este cu aceeași valoare, este echivalentă, numai că arată 5 pe 2 totul supra 2. Nu? O altă formă. Și mai departe. Putem forma câte fracții vrem. Care a fost ideea? Să plecăm să vedem cât este acesta, da? Să scriem ca o fracție. Și pe urmă, de la asta, plecând, am scris fracții echivalente. Am amplificat fracția cu 2, cu 3, cu 4, da? Dar atenție, amplificat în sensul că mulțim și numărător și numitor cu același număr. Ca să rămână echivalent. Și am văzut și fracții și nu numai 5, 10 pe 8, 15 pe 2, adică numere între. Și am vrut să fie și fracționare. De-aia v-am arătat 5 pe 3, 4 pe 3. Da? Mergem mai departe. La sfârșit, așa cum v-am spus, vă voi arăta căițelele la camere. Ai înțeles, Mihai? Da. Deci trebuie să scrieți linia de fracție în dreptul liniei de fracție. Deci atenție cum scriem. Că cineva, profesorul, când vrea la lucrare, trebuie să urmărească ce ai scris tu acolo. Și nu înțelege nimic. Din faptul că tu pui 1 pe 2 într-un colț a caietului și în linia de fracție în celălalt colț. Atenție, nu se poate așa. Pe urmă, 0,6. B, la inversul B, era vorba să fie 0,6. Păi 0,6, Mihai, e egal cu cine? 60 pe 10. Păi pun așa, uite cum fac eu, da? La mijloc, exact la mijloc. 6 pe 10. Hai, da? 60. 60. 6 pe 10. Simplificăm prin
2. 2. Lasă pe Mihai. Care este egal cu 3 pe 5. 3 pe 5. Și acum, 3 pe 5 asta, ireductibilă, egal cu alte fracții... Putem să o amplificăm cu 2, nu? Amplificăm cu 2 și dăm peste cea la care am venit. 6 pe 10. Da. Egal mai departe, Mihai, egal cu... Dacă te-ai zis, 9 pe 15. 9 pe 15. Egal cu... 12 pe 20. 12 pe 20. Egal cu... 15 pe 25. 15 pe 25. Egal cu... 20 pe 30. 20 pe 30. Alte fracții, 20 pe 30. Alex, dă-mi la numărător să fie fracție și la numitor tot fracție. 20 pe 30 nu e bine, domnul profesor. 20? Da, să zic și eu. 20 pe 30 nu e ok. De ce zici 20 pe 30? 18 pe 30. 18. De ce zici 20 pe 30? Lasă să văd. Am încărcat. Păi, înseamnă că trebuie să o amplificăm pe asta de aici. Cu cât ai amplificat-o tu ca să ajungi la 30? În sensul cu 6, da? Cred eu. Da. 6 ori 5, 30. 6 ori 3, 18. Face același număr și numărător și numitor, da? Și vreau acum o fracție aici și o fracție aici. Trei pe patru. Așa, trei pe patru. Și jos? Cinci pe patru. Da, acum am vorbit. Altcineva să-mi dea o altă fracție, tot o fracție sus și o fracție jos. 3 pe 9 și 5 pe 9. 3 pe 9 și 5 supra 9. Și Alex? 12 pe 15 supra 20 pe 15. 12 pe 15? Da. Supra 20 pe 15. Să lăsăm, să vedem ce e. 12 pe 15 supra? 20 pe 15. Foarte bine. Foarte bine acolo. Bravo. Deci am luat una din celelalte două. Bravo. Și-o pus asta, da? Și sigur că mai se poate simplifica aici pentru un 3. Și atunci vine 4 pe 5. Totul supra. Aici prin cât s-ar putea simplifica? 20 prin 15. Prin 5. Prin 5 și vine 4 pe 3. Deci 4 pe 5. Și 4 pe 3, da? Nu-i bine, nu? Nu. Ia să vedem. De ce nu-i bine? Pentru că ne dă, dacă simplu. Deci tu ai luat 12 pe 20 și ai pus 15 și la una și la alta. Și acum vine 12 pe 15. Simplificăm prin cât asta? Numărător, numitor. Prin 3. Și vine 4 pe 5. Și 20 pe 15? Prin 5. Prin 5 și face 4 pe 3. 3. Și dacă mulțim prima cu a doua inversată, 4 pe 5 ori cât? Ori 3 pe 4. Da? 4 pe 5 ori 3 pe 4. Și face 12 pe 20. Și face tot 3 pe 5. Nu se poate. Calculul este corect. Înseamnă că intram într-o contradicție și spuneam, băi, cum? De ce se poate să fie greșit? Nu e nicio greșeală. Deci 4 pe 5, 4 pe 3. Noi eram obișnuiți cu 3, să păstrăm și 5. Dar acum e plecat la 12 pe 20 și din cauza asta au apărut alte fracții. Foarte frumos. Foarte bună ideea care ai avut-o tu. Da? Deci putem face astfel de fracții câte dorim noi în final. Miruna, vrei să mă întreb ceva? Nu, vreau să mai spun fracție. Hai bine, da. Hai, intră înăuntru. Du-te și închide sala. Vreau să-mi închid la intrare acolo, știi? Intrare? Cheia, da. Da, poveste. Dacă nu, aici măcar sus. Sus e închisă? Hai. Așa. Puteam să mai punem și 18 pe 30 pe 30 pe 30? Da, acum puteam să... 18 pe 30? 30 sigur că pe da. 30 pe 30. Deci putem 18 pe 30. Totul pe... 18 pe 30. Supra 30 și supra 30 pe 30. Supra 30 pe 30. Care înseamnă cât?
30 pe 30 face 1, și ca și înainte 18 pe 30. Adică mișcarea pe care ai făcut-o tu nu ne-a dus într-o altă fracție. Că 30 pe 30 face 1, nu? Este rezultatul pe care l-am văzut. Așa, acestea sunt chestiunile care le-am gândit împreună. Mergem mai departe. Acest așa că... Așa, acum ne-am apropiat de temă, 15. Determinat scara unei hârți, știi că o distanță de 10 km între două localități este reprezentată pe hartă cu un segment de 1 cm. Citim încă o dată, cu multă grijă, ca să înțelegem bine problema. Tare? Da. Determinați scara... Mai era, știi bine, da? Da. Miruna, determinați. Determinați scara unei hărți, știind că o distanță de 10 km dintre două localități este reprezentată pe hartă printr-un segment de 1 cm. Așa. Deci, 10 km, nu? Facă așa, 10 km înseamnă 1 cm pe hartă. Da. Am mai făcut una de asta și în clasă. Aha. Pa. Păi și acum am avut la urmă. Am găsit. Scara unei hărți. Raportul dintre distanța măsurată pe hartă și distanța în realitate, adică 1 împărțit la, o dat domnul exemplu aici, 1 împărțit la 100.000. Așa. Gata! 1 împărțit la 10, sau cât e acolo? Păi stai să vedem, să vină aceeași unitate de măsură. Kilogram. Da. Cum măsurăm distanța cu kilogramul? La aici am metru. Hai să vedem. Cu metru se măsură distanța. Cu metru. Unitatea de măsură, metru este, cu multipli și submultiplice. Da. Da. Și acum noi trebuie să facem raportul. Există un raportul dintre, zic o dată, scara unei hărți, că n-am, nu mi-e clar. Vlad, tu știi ce înseamnă scara unei hărți? Ai înțeles ce înseamnă? Vlad. Zic scara unei hărți, adică, să zicem, un centimetru pe hartă reprezintă 100 de kilometri sau 100 de mii de kilometri. Așa, așa. În cazul nostru, un centimetru. Înseamnă 30 de kilometri. Pentru că 60 de kilometri reprezintă pe hartă un segment de 2 cm. Dar acolo cum spune problema? Deci, o distanță de 60 de kilometri se reprezintă pe o hartă printr-un segment de 2 cm. Aflați scara acestei hărți. Așa. Deci, 2 cm. 2 cm, da? Da. Și jos, la anumitor, să fie în cât, 60 de kilometri, parcă, da, nu? Da. 60 km. Ca să fie aceeași unitate, trebuie să ne înțelegem. Să avem aceeași și sus și jos. Putem să facem 10 cm și să-i transformăm în kilometri. Pe cine? Pe kilometri se face în cm. Exact, ca să nu avem 0. Și invers, dar avem cu 0 și e mai greu. Da. Ei, 2 cu 60 se poate simplifica, așa face 1 cm supra 30 km, da? Și egal mai departe, 1 cm și jos 30 de km, hai să vedem cum ne ducem în centimetri. Până la 30 de milimetri, nu? Păi, de la kilometru, mergem la... Care e submultiplirea? Hectometru. Deci, decametru. Metru. Deci pun 30 ori repede până la metru, da? Exact. 30 și 1, 2, 3. Stai puțin. Acum am ajuns abia la metru. Da. Urmează... Decimetru, centimetru, milimetru... Și ne-am la centimetru. 20 ori, da? Da. Încă 20 ori.
centimetri. Și acum, având centimetru cu centimetru, s-a terminat și găsim raportul care indică 1 împărțit la cât aici? La 3 milioane. 1 pe 3 milioane. Deci scara Hertz este 1 pe 3 milioane. În cazul problemei acestea. Da. Deci am luat așa. Așa mi-a spus voi, raportul dintre ce e pe hartă supra ce este în realitate, da? Și am avut 2 și 60, atunci am zis 1. Se poate simplifica, numai că unități de măsură fiind diferite, am făcut simplificarea și ați văzut, am găsit scara Hertz. Respectiv, asta a fost problema care? 15 și 18 în continuare. Pe 17. Determinați concentrația unei soluții obținute din 240 grame apă, deci 240 grame ce apă. Ce problemă asta? E 17, adică. Da? 240 grame apă și 10 grame sare. 10 grame sare. Să vedem concentrația. Pe concentrația unei soluții este raportul dintre masa dizolvată și masa soluției. Masa dizolvată. Este raportul dintre masa dizolvată și masa soluției. Un kilogram de solfacid sulfuric. De soluție da. Acid sulfuric cu concentrația 16% pentru asta. Nu. Deci. N-am înțeles niciodată. În sistem. Raportul dintre masa dizolvată și masa soluției. Care e masa dizolvată în cazul nostru? Ce se dizolvă? Sarea. Deci 10 grame împărțit la 240 grame? Da, 240 ce este? Soluția. Soluția. 240 este apa? Da. Păi da, deci soluție. Așa te zice aici. Raport, deci este, deci... Este raportul dintre masa dizolvată și masa soluției. Atenție, masa soluției, deci după ce rezultă după ce s-a dizolvat. Da, și masa soluției nu mai este tot 240, era numai apei 240. Dar punând sare, cât este masa soluției? Sarea aceea n-are și a contribuții la masă? Da. Sigur că da, are 10 grame. Deci acum masa... N-a spus că este raportul dintre cele două substanțe, ci este raportul dintre Mihai Tăiești cu Sorcova. Deci nu este deloc atent. Îmi pare foarte rău. Dar tu știi de ce nu ești atent. Dragilor, așa se întâmplă la clasă de zeci de ori, de nenumărate ori. Și tu ai prins o chestie, mă, Mihai. Mă refer o posibilitate extraordinară să vorbesc despre ce înseamnă lecția filmată. Cum tu n-ai chef acum, ai venit așa, dar tu ce spui? Când ajung acasă și dacă lecția e pe internet, păi mă uit și fac lecția așa de atent și așa de... Nu faci nici așa. Deci nu o să faci nici asta. Băi, te mai știu... Zi măcar treabă! Zi da, mă duce acasă, acum n-am chef, cum mi se mai întâmplă și la școală foarte des, dar acasă când să-mi fac tema, va trebui să mă uit la filmul acesta și să văd foarte atent filmul și atunci voi ști să fac lecția foarte bine. Nu am chef acum. Asta se întâmplă. Proful online rezolvă o treabă nemaipomenită. Având filmul, că mă spuneați că filmul de ieri e deja pus, nu așa? Păi da, și îl puteți vedea o dată, de două ori, de șapte ori, bucata aceea care n-ai înțeles-o. Acum, la explicații, tu nu ești atent. Nu vrei să fii atent. Care e problema? Acolo, profe online, pe care dar acolo, profe online, țipă. Uite, țipă și acum, da? Da, am ricaton, în sensul că vreau să vă atrag atenția că aveți o șansă foarte mare lecția și discuția purtată de acum, să o revedeți acolo. Cum de fapt, nu toată lumea poate participa la lecție. Asta înseamnă că cei care sunt colegii voștri, de oriunde ar fi din țară, din lume chiar,
pot, vorbitoare de limbă română, pot vedea lecția aceasta. Da. Hai să ne spunem. Deci vedeți voi, soluții ce înseamnă? Soluții înseamnă contribuția celor două substanțe. Și când a spus masa, cantității acelea care s-a, masa... raportul dintre masa substanței care se dezolvă și masa soluției, adică ceea ce a rezultat din amestecul respectiv. Deci trebuie să vedem aici așa. 10 e masa care se dezolvă. 10 pe 240 plus 10. Plus 10. De ce? Păi, de ce? Apa. Și cu sarea la un loc, dă o soluție. Asta, raportul dintre masa disolvată, adică 10 sarea, 10 grame, și masa soluției, adică 240 plus 10, ca asta e masa toată. Așa, așa. Soluția care a rezultat în urma dizolvării. Deci face 10 pe 250. Ce face? Simplificăm prin 10, da? 1 pe 25. Și ia 1 pe 25. Aceasta este concentrația. De 1 pe 25. Concentrația soluției respective. Așa, 18. Determinați titlul unui aliaj ce conține 810 grame aur și 1190 grame de aram. Deci 18. Deci așa. Titlul în aia și este raportul între masa metalului prețios și masa colajului, aliajului. Așa. Este raportul de așa, deci masa metal prețios și masa aliajului. Masa aliajului. Metalul prețios este aurul, 810 grame. Așa. Adică 810 pe... Masa aliajului o să fie 1190 de... Aliaj înseamnă numai arama sau înseamnă și arama și aurul? Cred că înseamnă amândouă. Amândouă, neapărat. Cred că sigur. Păi zice aramă, arama e deoparte și când le amestecăm, aliajul a rezultat. Deci 1190 plus 810. Deci 810 plus 1190. Ca și mai simpată soluție. Exact la problema anterioară când s-a vorbit despre faptul că jos este masa soluției, da? 810 pe 2000. Da? Și face 810. Pe 2000. Pe 2000. 10. Da. Și 10. Face 81. Și face 81 pe 200. Pe 200. Asta este masa. Asta este titlul. Ați înțeles? Da. Titlul aliajului, da? Da. 22. Ia să vedem. Fie X și Y două numere al căror raport este 1 pe 2. Determinați valoarea raportului 3X pe 5Y. Da. Simplu. Acum raportul este... Deci fie X și Y două numere al căror raport este 1 pe 2. Hai să spunem așa. Fie X și Y două numere al căror raport este 1 pe 2. Deci X supra Y egal cu 1 pe 2. Da. Să vedem care este raportul 3x supra 5y egal cu cine? Adică 1 ori 3 pe 2 ori 5. Nu? Că dacă x egal cu 1, atunci 3x va fi egal cu 3. Da. Și dacă y egal 3 cu 10, 2, atunci 5y egal cu 10. Deci cât e valoarea raportului? 3 pe 10. Ca să ajung la acest lucru, să fie mai ușor de înțeles, voi scrie așa, egal cu 3 pe 5 ori x pe y. Da? 3 pe 5 da. Ori x pe y. Și acum uitându-vă... 3x și 5y. Uitându-vă că x pe y egal cu 1 pe 2. Da. Păi înlocuim. Fiind exact. Sigur că da. Deci egal cu 3 pe 5 ori 1 pe 2. Da. Și face 3 pe 10. Da, dar am vrut să insist mai mult, să înțelegeți foarte clar că
3x supra 5y, voi ați văzut bine, ca și cum ar fost 3 da, pe 3 da. Sus cu 2 jos, da? Da. Sau mai clar, scriu 3 pe 5 ori x pe y și cum pe x pe y îl știu cât este, n-am locuit și în valoarea raportului 3x pe 5y egal cu 3 pe 10, da? Da. Cam asta ar fi pe seara asta. Mâine lucrăm la geometrie? Și mâine să lucrăm la geometrie. La ce oră? La ce oră? Atenție, mâine tot așa voi merg la stupine și am treabă multă. Și atunci mă gândeam că ce ar fi să lăsăm pe duminică după amiază. Da, la ce oră duminică? Sau dacă vreți seara, tot la... Tot la ora, azi m-am luat cu treaba și mă uitam la ceas, am undeva ceasul dat, lăsat după, la mașină, după ora veche și am zis că am o oră la dispoziție. Dar era de la timpul. Nu e seara, duminică seara, duminică după amiază. Da. Deci duminică după amiază va fi. Da. Deci duminică după amiază, nu duminică seara, să ne înțelegem. Și hai să spunem pe cea dreaptă. Deci merg la biserică, la slujbă, viu la unul pe la vreo 4, să zic așa. Da? La 4 să lăsăm... Și sâmbătă tot la 4? Și sâmbătă... Nu, nu facem. Să nu mai facem, că da. Sunt ocupat, da. Foarte tare cu stupina. Așa și... duminică, cine e? Face... Eu prin sigur. Voi doi nu puteți veni, da? Au... Nu sunt păcării? Da. Tu vii? Eu nu știu, vă... Alex, sigur, nu pot să duc la da. Să mă da, să oprem... Vă vedem, vă mulțumesc!